Cărțile acestea aduc în mintea, dar mai ales în mimile copiilor, imaginea celui mai mare explorator român, Emir Rakovic. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Rakovic a făcut parte din prima expediție de explorare a Antarcticii, ținutul de la Polul Sud. Expediția a fost condusă de Adrian de Gerlaș și s-a desfășurat cu legendarea navă Belgica, iar Rakovic a fost naturalistul expediției. Cartea străbunicul meu Emir Rakovic spune povestea Mariei, o fetiță care pleacă într-o călătorie imaginară la Polul Sud, pe urmele străbunicului ei. Maria se întâlnește cu animalele pe care le-a studiat străbunicul, pinguinii, balenele, focile și orcile. Cartea este scrisă de Andreea Petcu, o biologă pasionată de științe naturale și de lucruri cu copii. Este ilustrată de artistul român Eugen Berlon, tehnica linogravurii. Se adresează copiilor între 3 și 5 ani, precum și părinților împreună cu care o vor citi. Cartea conține un glosar bogat cu informații suplimentare despre expediția la Polul Sud. Cartea spre Polul Sud se adresează copilor mai mari, dar și adulților. Ea conține chiar impresiile și poveștile lui Emir Raucoviță împărtășite după expediția în Antarctica în câteva conferințe susținute în Franța. Împreună sau separat, cele două cărți reprezintă o excelentă sursă de inspirație și o foarte bună incursiune în lumea exploratorilor.